reacția lui Eugen Teodorovici după ce site-ul ANAF a fost picat. Ce măsuri promite ministrul finanțelor? Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, i-a prezentat public scuze contribuabililor care au avut nemulumiri zilele acestea din cauza ce site-ul ANAF nu a funcționat. Mai mult, ministrul finanțelor anunță o reformă în zona IT. Este o situație pe care o timp cu toii. De ani de zile, din păcate, în zona de fisc toată infrastructura IT este învechită. Astăzi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi-noapte pentru a se găsi o soluție. Vom avea un contract de mentenanță pentru a asigura-i pe viitor, pentru ce astăzi nu există un contract de mentenanță este un alt motiv pentru care lucrurile s-au întâmplat în acest fel. Vom anunța în următoarea perioadă izoluia final pe care Ministerul de Finanțe o va decide în ceea ce înseamnă zona de IT. Fără o reformă clar, lucrurile rămân acum sunt. Prezint scuzele mele către toii contribuabilii care în aceste zile au avut nemulumiri pentru ce sistemul nu a funcționat, a spus Teodorovici.